Iubiți credincioși, vă citiți și viața Sfântului Erav Pahomii la Vier din Episcopul Romanului, din cartea Părintelui Profesor de Vrednică Pomenire Mircea Păcuraru, Sfinți Dacu Român și Român. Așadar, preot profesor Mircea, doctor Mircea Păcuraru, Sfinți Dacu Român și Român, Sfântul Erav Pahomii la Vier din Episcopul Romanului. Între mari erari care au păstorit vechiul scaun de la Roman, s-a numărat și un fior al dealului și un fost călugăr cu viață duhovnicească și aleasă, zmerit, Pahomie din Oștea Mănăstirii Neamț. Potrivit știrilor rămase de la un ucenic al său, care i-a scris viața, Pahomie era fiu de preot din satul Gledin, din părțile Bistriței, din Transilvania. Ca și mulți alți credincioși adeleni, el a trecut munții în Moldova, stabilindu-se la Mănăstirea Neamț. A fost călugărit sub numele de Pahomie, în locul celui de Petru Pencu, cum se numea de la botez, pe care se părea că l-ar fi avut la botez și pe un portret care apare cu numele său, Pahomie Pencovski. Hirotonit erodiacon și românac, a fost ales curând mare eclesiar și în urmă egumen al Mănăstirii Neamț. După 2 ani a renunțat la egumenie, îndreptându-se spre Rusia, atras de faima Sfântului Dimitrie, mitropolitul Rostovului, care lucra mult pentru revigorarea vieții creștine. Ajuns în Rusia, a cercetat așezămintele bisericești ale acestei țări, între care și renumita și Sfânta Lavra Peștilor din Kiev, și-a cunoscut mulți slujitori de seamă din Biserica Ortodoxă Rusă. A avut posibilitatea să-și îmbogățească mereu cunoștințele și să se ridice pe scara virtuților, mai ales prin contactul cu Sfântul Dimitrie al Rostovului, pe care l-a însoțit în multe din călătoriile sale pastorale. În timpul șederii în Rusia, a strâns mai multe cărți rusești și slavonești, fie de slujbă, fie de învățătură creștinească, între care și lucrarea manuscrisă a Sfântului Dimitrie, Rostul de Aur, icoane și alte obiecte bisericești, pe care le-a dăruit apoi Mănăstirii Neamț și Episcopiei de la Roma. După 2 ani de ședere în Rusia, ieromonahul Pahomie s-a întors în Moldova. Nu s-a mai așezat în mănăstirea sa de Metanie, ci cu consimțământul soborului, binecuvântarea starețului și a conducerii bisericești, s-a retras în muntele Chiriacul, din apropierea Mănăstirii Neamț, împreună cu câțiva mucenici, trăind după rânduielile Sfântului Dimitrie al Rostovului. Dar nici aici n-a rămas prea mult timp, întâmplându-se să fie cunoscut de câțiva boieri, care s-au abătut prin păsele acelea, l-au recomandat domnitorului Antioch Antemir, între 1705-1707, ca să-l aibă în vedere la alegerea de episcop al Romanului. Așa se face că la începutul anului 1707, smeritul ieromonah Pahomie a fost ales în scaunul vlădicesc de la Roman, fiind hirotonit la 18 ianuarie 1707. Sfântul Ierar Pahomie, ca și puznic și stareț al schitului Pocrov, a lăsat o rânduială puznicească atât de înaltă, cum n-a mai fost la noi în țară. Deci, cei care trăiau acolo mâncau doar pâine și apă o dată în zi, doar sâmbăta și duminica gustau hrană gătită, fără ulei. Și această rânduială atât de aspră și rugăciune încetată a fost încâlnit Sfântul Paisie la Neamț, care venise în Sfântul Munte și a format o oftie de peste 1000 de călugări și avea ucenici în toată Moldova și practic în tot Balcanii și în Rusia. Nu s-a atins de rânduială Sfântului Pahomie la Gledin, care era cea mai înaltă rânduială pusnicească din lumea ortodoxă. Această rânduială a ținut-o Sfântul Pahomie, dar acolo el, fiind pusnic, a fost vizitat de niște vânători, care, uimiți de înțelepciunea lui, de multa lui știință, l-au recomandat domnitorului și așa a fost hirotonit episcop de Roma. Ca episcop a dat dovadă de alese aptitudini duhovnicești, intelectuale și administrative. Astfel, în numai câteva zile după hirotonie, a confirmat așezământul așa numitei brezle a mișeilor săraci.
a purtat o grijă deosebită față de mănăstirea Neamț, reparând biserica și chiliile, care erau în stare de ruină în urma unei pustiiri a turcilor, și a făcut o catapeteasmă nouă, a înzestrat-o cu vii, cu cărși, cu odore bisericești. În anul 1711 a uns ca domn al țării la Iași pe Nicolae Mavrocordat, care a fost domnitor între 1711 și 1715. Căci mitropolitul Moldovei Ghedion se refugiase de teama turcilor. După aproape 7 ani de păstorire, episcopul romanului Pahomie și-a depus de bunăvoie cârja păstorească în mâna domnitorului Nicolae Mavrocordat în noiembrie sau decembrie 1713, 1713, va fi fost îndemnat la acestea fie din nenorocirile care s-au bătut asupra țării în urma războiului ruso-turc din 1711, când țara a fost pustită de tătari, fie de aducerea la cârma țării a unui domnitor, Fanariot, primul domnitor, Fanariot, fie din dorința de a trăi departe de lume, după rânduiele duhovnicești ale dascălui său, Sfântul Dimitrie al Rostovului. Sigur, el s-a retras în primul rând din dorul de Dumnezeu și dorul de viață pusnicească, de viață sfântă, dar și datorită condițiilor politice și sociale și administrative de atunci. Din actele timpului reiese că el s-a retras la mănăstirea Neamț, deși va fi stat mai mult în siestrea sa de lângă muntele Chiriacu. Ajutat de ucenicii săi, a pus aici, se pare, pe când era episcop de Roman, temeria unui schid de lemn cu hramul acoperământul Maicii Domnului, în slavonește Pocrov, care se prăznuiește la 1 octombrie, mai ales în Biserica Rusă. De aici a rămas și numirea schitului existent și astăzi. Prin strădanile Sfântului Pahomie, schitul Pocrov a fost înzestrat cu toate cele necesare. La 15 ianuarie 1714, un Hristov domnesc prin care era scos de sub autoritatea mănăstirii Neamț, iar în anul următor, profitând de prezența patriarhului Samuel al Alexandriei la Iași, Pahomie a obținut de la el o carte prin care era confirmată neatârnarea, precum și drepturile schitului, că a fost un schit independent, ca să aibă propria lui rânduială, așa cum o luase Sfântul Pahomie la Sfântul Dimitrie al Rostovului și să nu fie supus mănăstirii Neamț sau altor mănăstiri. Cu toate acestea, la sfârșitul secolului XVIII, Pocrovul și schiturile din jur au intrat sub ascultarea mănăstirii Neamț. Erau preocupați și de problemele culturale, strigând numeroase cărți, unele comandate la București, făcând și anumite semnări pe ele, pe care le-a dăruit apoi mănăstirii Neamț și schiturile Pocrov. Dar lui Pahomie nu i-a fost dat să se bucure prea mult de liniște. Din cauza tătarilor care au intrat în Moldova, la sfârșitul anului 1716, a fost nevoit să privăgească în Transilvania și apoi în Polonia. După câteva luni, a revenit la Pocrov, dar de teama domnitorului Mihail Racoviță, care îl suspecta că avea legături cu unii boieri trădători și cu astea austriacă trimisă în Moldova, care a stat un timp în Părțile Neamțului, a părăsit pentru totdeauna țara. A plecat pentru a doua oară în Rusia, stabilindu-se la Lavra Preciesca din Kiev, unde a trăit până la moarte în aprilie 1724. Pe un tablou al său pictat mai târziu, aflat la Pocrov, sunt zugrăviți Sfântul Apostol Petru, Sfântul Pahomie și Sfântul Pimen, ceea ce ne aduce la presupunerea că la botez se numea Petru și că înainte de moarte am îmbrăcat marea schimă cu numele de Pimen. Deci a fost ca monah Pahomie, era monah, arhimandrit și episcop, și apoi a devenit schimnic cu Pimen. Și nu de mult, acum de în urmă cu 2 ani, s-au găsit moaștele sale la Pocrov. Ele au fost căutate în Rusia, se credea că sunt în Rusia, atunci când a fost canonizarea în 2008 la Gledin, la Cluj, la propunerea înaltului Bartolomeu al Clujului, a fost mitropolitul Chievului de atunci, Vladimir, și a dus
părțișele din ele. Dar până la urmă s-a găsit că, de fapt, moaștele sale întregi era la mănăstirea Pocrov atunci când s-a renovat biserica, sub pardoseală, îngropat în biserică. Acolo a fost îngropat în paradisul Sfântul Ștefan. Cu puțin înainte de moarte și-a trimis testamentul, trimis la Pocrov într-un ucenic, care a adus și unele daruri. El se pare că moaștele sale au fost aduse din Rusia și la Pecerska și puse la Pocrov, dar nu s-a spus despre ele, că așa erau condițiile politice atunci, istorice. În el relata toate ostenirile depuse pentru refacerea mănăstirii Neamț, precum și daniile pe le-a făcut rânduială de la Pocrov, ca să se ducă o viață duhovnicească aleasă, mai aleasă, cu post, cu rugăciune, muncă și să nu fie călugărit nimeni decât după 3 ani de noviciat. Să nu fie primit nimeni să slujească vreun preot străin decât după ce călugării se vor convinge că a fost hirotonit canonic. În partea finală cerea tuturor să poarte de grijă schitului ctitorii de el, iar călugărilor de la mănăstirea Neamț să-i respecte neatârnarea. Prin toate activitățile sale, dar mai ales prin viața sa îmbunătățită, prin călătoriile în Rusia și prin legătura cu Sfântul Dimitrie, mitropolitul Rostovului, și prin schitul ctitorii de el la Pocrov, Sfântul Episcop Pahomie se înscrie între mari erari care au păstorit străvechiul scaun al Episcopiei Romanului, datorită virtuților cu care Dumnezeu l-a dăruit și meriturilor sale pe care le-a câștigat prin ostenele sale ca episcop, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât în ședința sa din 13 februarie 2007 ca acest cuvios călugăr să fie trecut în rândul Sfinților cu dată de prăznuire la 14 aprilie. Am participat la canonizarea lui. Un eveniment deosebit de minunat, care a fost între mitropolitul Chievului, mitropolitul Teofan al Moldovei și mitropolitul Bartolomeu și mare, mare sobor de erași și zeci de mii de credincioși. De aceea ne rugăm și zicem Sfântului Pahomie, Sfinte Erarhie Pahomie, Fior al Dealului Ortodox, Păstorul preoților și a credincioșilor, din țara de jos a Moldovei, podoabă călugări de la Neamț și de la Pocrov și din Lavra Pecesca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Pentru rugăciunea Sfântului Erar Pahomina Gledin, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește pe noi. Amin.